Din nou în direct, dragilor, vă reamintesc că urmăriți emisiunea Sănătate înainte de toate, iar în ultima parte a emisiunii noastre l-am reinvitat pe domnul Ionuț Chipeșiu, psiholog și fitoterapeut. Bună ziua, domnule Chipeșiu, bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am regăsit, vă mulțumesc mult pentru invitație. Dragilor, astăzi domnul Chipeșiu ne va vorbi despre coxartroză, despre gonartroză, dar și despre osteoporoză. Va veni în același timp și cu o soluție pentru toate aceste probleme de sănătate și anume două produse din plante, produse aduse tocmai din America. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în legătură directă cu noi sau ne puteți trimite mesaje. De asemenea și adresa noastră de Facebook, Sănătate înainte de toate, vă stă la dispoziție pentru opinii, pentru întrebări legate, bineînțeles, de subiect emisiunilor noastre. Domnule Chipeșiu, fiindcă prevenția este foarte importantă, vreau să vă întreb încă de la începutul acestei emisiuni dacă pot fi prevenite toate aceste afecțiuni pe care le-am enumerat mai înainte. Dacă da, cum și, bineînțeles, când este momentul ideal să ne gândim la această etapă de prevenție, etapă, așa cum am spus, foarte importantă. Da, deci este foarte bine să prevenim când vorbim atunci de artroză, gonartroză, osteoporoză, orice formă de artroză, că există și artroză pe coloană, artroză de umăr, de genunchi, de șold, orice tip de artroză sau osteoporoză ar apărea, în momentul când încep să apară mici semne de durere, este bine să mergem la medic, să facem o radiografie și în momentul când s-a diagnosticat că este un început de artroză, este bine să prevenim luând niște suplimente care să ne ajute să se refacă la nivel de articulație țesuturile, cartilajele, lichidul sinovial cât mai din timp. De obicei, înainte, cu mulți ani, vorbeam de artroză, gonartroză și osteoporoză la vârste mai înaintate, după 50-60 de ani, așa era regula, dar datorită, bănuiesc, alimentației care s-a schimbat foarte mult în ultimii 10-20 de ani și au apărut tot felul de alimente care conțin diferite substanțe chimice, euri, etc., bănuiesc că din cauza asta a apărut artroză și la vârste mai fragede. La cabinetul nostru de la Vâlcea, de exemplu, vin foarte mulți tineri la 25-30 de ani cu gonartroză, coxartroză. Păi și dacă ei vin, domnule Chipeșiu, la 25-30 de ani, cum a spus, cu aceste probleme de sănătate, când ar trebui să mai facă ei această prevenție? Este bine ca la primele semne de durere, atunci când a început foarte puțin să doară, să mergem la medic și dacă am constatat că există un început sau chiar și dacă nu este diagnosticul de artroză, se poate lua anumite suplimente care să refacă țesuturile afectate, pentru că de obicei artroza se vede când pe radiografie, când este deja într-un stadiu destul de avansat. Deci aceste simptome de obicei apar în stadii avansate. Este posibil ca noi să avem una dintre aceste afecțiuni, dar să nu avem niciun simptom. De exemplu, mama mea, care a avut o gonartroză destul de avansată și se recomanda să pună proteză, nu a avut dureri, deci absolut deloc, până în ultimul stadiu. În momentul când a început să doară foarte rău și să nu mai poate să meargă, a fost și diagnosticată de medicii specialiști cu gonartroză în ultimul stadiu. Deci există și persoane la care boala se manifestă prin durere într-un stadiu incipient, dar există și persoane la care nu există durere și bineînțeles că zice că este un reumatism, doare astăzi. O fi de la vreme. O fi ridicat ceva mai greu. Da, deci de obicei oamenii nu prea iau în considerare serios anumite dureri, decât în momentul când doare foarte rău. Acum, dacă se ia din timp și se ia anumite suplimente preventiv,
să zicem, nu la 25 de ani, dar după 30-40 de ani, este bine să se ia măcar o dată pe an, preventiv 2-3 luni de tratament, pentru a avea oase și articulații mai sănătoase, iar dacă s-a diagnosticat chiar și într-un stadiu mai avansat, se face un tratament mai de lungă durată, dar avem rezultate destul de bune, chiar și în stadii avansate, numai să nu fie cartilajul distrus complet. În cazul osteoporozei? În cazul osteoporozei, la fel, avem rezultate foarte bune, pentru că aceste produse refac la nivel de celulă oasele, vertebrele, cartilajele, lichidul sinoviar și chiar țesuturile afectate de la articulație sau, eu știu, de la nivelul vertebrelor. Deci există rezultate foarte bune și în osteoporoză, oriunde ar fi ea localizată. Domnule Ionuț Chipeșiu, așa cum am spus la începutul emisiunii, dumneavoastră nu ați venit astăzi cu mâna goală, cum se spune la noi, ci ați venit cu două produse din plante și haideți să le spunem telespectatorilor de ce v-ați gândit să aduceți aceste produse tocmai din America și ce compoziție au. Da, deci noi ne-am gândit să aducem aceste produse în urma întâmplării cu mama, care a avut gonartroză în ultimul stadiu și care a fost cobaiul meu. Am încercat tot felul de produse. Bineînțeles că nu am acceptat să-i se pună proteză, pentru că vă dați seama că este destul de greu. Este o operație destul de grea și este bine ca omul să fie întreg. Am încercat tot ce se putea din străinătate, din Italia, din Germania și produse românești și m-am oprit la aceste produse la un moment dat din America, care noi le aducem din 2005, deci deja sunt 11 ani de activitate cu aceste produse și bineînțeles că am avut rezultate foarte bune. Practic, după 2 luni jumate, mama mea a putut să meargă și să nu mai aibă probleme cu articulația. Am început să testăm la Râmnicu Vâlcea pe anumite persoane, după care ne-am hotărât să le promovăm la nivel național și am făcut contract cu firma respectivă din America și iată aducem aceste produse de 11 ani, produse care au fost tot timpul îmbunătățite. Noi colaborăm cu acest institut de cercetări care face studii tot timpul, anual se fac studii și dacă ei constată că au mai găsit o anumită substanță care este bună, o adaugă la produsul acesta. Aceste produse sunt două care au fost testate de institutul respectiv. Unul conține glucosamină din scoici, o formulă bio, deci este o glucosamină biologică care este acceptată foarte bine de organism și asimilată foarte bine și din cauza aceasta sunt rezultate foarte rapide. Pe lângă glucosamină are condroitină, MSM, boswellia, deci totul este din surse bio, surse naturale. Celălalt produs conține un omega 3, un ulei de pește îmbogățit cu vitamina E, este un omega special care are rolul de a reface lichidul sinovial și de a potența acțiunea glucosaminei în refacerea țesuturilor, cartilajelor, vertebrelor, a tot ce este distrus. S-a constatat din studiile făcute în America și Germania că glucosamina, dacă este formulă bio, are și efectul de refacere a lichidului sinovial, cartilajelor, țesuturilor, dar și efectul de a distruge anumite bacterii de la nivelul articulației, care sunt răspunzătoare de distrugerea articulațiilor, de artroză, practic. Ambele produse sunt sub formă de capsule? Ambele produse sunt sub formă de capsule. Este ușor de luat, inclusiv uleiul de pește, care se dădea în perioada comunistă și noi știm când eram mici că luam sub formă de lichid cu lingurița și nu avea... Și mirosea îngrozitor. Așa este în și în cazul acestor capsule? În cazul acestor capsule... Mai deci, simțim mirosul? Nu simțim mirosul, deci este sub formă de capsule, este ușor de luat, deci nu este nicio problemă. Orice persoană, chiar și la 90 de ani, am dat... poate să ia aceste capsule, deci sunt ușor de înghițit și rezultatele sunt pe măsură, pentru că sunt produse care au fost studiate
Și sunt testate, au toate aprobările de punere pe piață, sunt produse lipsite de efecte adverse. Sunt produse lipsite de efecte adverse, dar există niște contraindicații care este bine să le spunem. În primul rând, noi nu acceptăm să dăm celor cu diabet, pentru că produsul care conține glucosamina aceea din scoici este un produs care conține glucoză, o glucoză dulce pentru oase, și normal că un diabetic nu are voie să ia un produs care conține glucoză sau ceva dulce. Deci una din contraindicații ar fi să nu aibă diabet de orice tip. Cea de-a doua contraindicație este să aibă peste 20 de ani. Și foarte multe mame ne sună cu copii care au probleme chiar și sub această vârstă, la 18, la 17 ani, pentru că practică anumite forme de sport de performanță și au probleme, noi nu acceptăm să dăm, pentru că până la 20 de ani organismul este în creștere și nu este voie să intervenim. Deci, dacă cei care au inventat aceste produse și au obținut atâtea brevete internaționale și au avut așa rezultate foarte bune, spun că nu este voie sub 20 de ani, atunci nu dăm. Deci, cea de-a doua contraindicație este să fie peste 20 de ani. Ca și limită de vârstă nu există încolo, deci după 20 de ani, am dat și la 80 și la 90 de ani, deci nu este nicio problemă, dar până în 20 de ani nu. Și să n-aibă diabet, să nu ia anticoagulante, o altă contraindicație, nu se dă celor cu anticoagulante tari, să nu zicem de un derivat de aspirină ca și substanță, acolo este voie, dacă cineva ia aspirină, ca și substanță, vorbesc substanță activă, dar dacă se ia anticoagulante tari și are stent sau valvă la inimă, este interzis, deci nu este voie. Deci este bine de știut și aceste lucruri, că există niște contraindicații care nu merg. Contraindicațiile sunt trecute pe ambalajul produsului sau e bine ca omul să sune la dumneavoastră dacă are nelămuriri? Eu știu, aveți un număr de telefon ce se regăsește pe ambalaj, să sune și să vă spune exact ce problemă de sănătate are, iar dumneavoastră îi spuneți dacă este util produsul sau nu. De obicei, orice pacient ne sună, bineînțeles că contraindicațiile și indicațiile produselor sunt în prospect, sunt traduse în limba română, dar de obicei pacienții sunt obligați să ne spună și noi, în momentul când ne sună, îi întrebăm de ce boli mai suferă și dacă au diabet, iau anticoagulante sau au stent sau valvă la inimă și sunt sub 20 de ani, noi nu dăm. Deci, oricum, noi discutând cu pacientul și ajungând să luăm o comandă, normal că întrebăm și ce probleme mai are de sănătate. Și este foarte bine cei care sună să spună ce probleme mai au de sănătate, pentru că nu este joacă. Credeți că persoanele mai grăsuțe sunt mai predispuse la aceste afecțiuni localizate la nivelul sistemului osos? Între greutate și sănătatea articulațiilor, ar fi cumva o strânsă legătură? Da, este una din cauzele care duc la apariția artrozei. Bineînțeles că obezitatea, dacă cineva are peste 20 de kilograme în plus, normal că și articulațiile vor fi mai degradate cu timpul datorită greutății. Deci este o cauză, obezitatea. Da. Pe lângă această cauză mai există și alimentația. Este foarte bine să înțelegem că strămoșii noștri în urmă cu 20, 30, 40 de ani înainte nu mâncau atâta carne, nu se mânca carne în fiecare zi. Deci este bine să ne gândim că trebuie să mâncăm cât de cât natural, pentru că așa am fost lăsați de Dumnezeu, să mâncăm mai puțină carne. Asta nu este o regulă la tratamentul meu, dar dacă vrem să prevenim anumite boli și nu numai artroza și osteoporoza, este bine să mâncăm carne mai rar, o dată de două ori pe săptămână, iar din alimentația noastră să facă parte tot ce a lăsat Dumnezeu ca și produse naturale. Nu zic că nu trebuie să mâncăm carne, dar nu zilnic.
Și bineînțeles să avem grijă să nu depășim o anumită greutate, pentru că greutatea va duce la artroză și pe lângă aceste probleme este și factorul genetic. Dacă cineva în familie a avut gonartroză, coxartroză, osteoporoză sau orice tip de artroză și știm că a avut probleme serioase și a ajuns să îi se pună chiar și proteză, atunci trebuie să ținem cont și să prevenim această boală din timp, de la 30-40 de ani, pentru ca să nu... Să începem programul acela de prevenție. Da, să începem acest program de prevenție, pentru ca să nu ajungem și noi să avem proteză și să trecem prin suferința și durerile care au trecut membrii familiei care deja sunt rude de sânge și au avut probleme de articulații. Dar dacă deja am fost protezați, domnule Chipeșiu, la un șold, respectiv la un genunchi, că tot vorbim de coxartroză și gonartroză, mai putem lua acest remediu din plante pe care ni-l propuneți dumneavoastră? Reamintesc că acest remediu este adus din America. Ne mai este el util? Este util pentru că studiile firmei americane spun că cei care pun proteză la o articulație, de obicei după câțiva ani, acel microb, acea bacterie migrează și se duce la o altă articulație și începe să mănânce și să roadă și acolo. Iar produsele noastre reușesc să omoare acele bacterii, să facă o dezinfecție la nivelul articulației și este chiar indicat cine are deja o proteză la genunchi sau la șold, ca să ia acest tratament preventiv sau dacă deja au apărut probleme și a apărut deja o gonartroză la celălalt genunchi sau o coxartroză la celălalt șold, cu atât mai bine să ia tratamentul pentru a nu mai ajunge să mai pună proteză și la cealaltă articulație. Deci este chiar indicat. Sau dacă cineva a făcut o operație, i s-a pus proteză, poate să ia și mai repede, chiar și după operație, pentru că va ajuta la întărirea oaselor, proteza va sta mai bine, iar țesuturile afectate vor începe să se refacă și la celelalte articulații. Este necesar să luăm acest tratament pe termen mai lung și vreau să-mi spuneți și la cât timp de la începerea acestui tratament observăm rezultatele. De obicei este necesar să luăm acest tratament dacă este într-un stadiu incipient, cam 3 luni, dar dacă este un stadiu foarte grav, cu indicații de a se pune proteză la genunchi sau la șold, atunci se face 6 luni sau chiar 9 luni. De obicei, cam atât a fost termenul maxim. Dacă cineva are o artroză generalizată, că am avut o doamnă în ultimul timp care a avut o artroză generalizată, atunci se poate lua și mai perioade mai lungi. Perioada maximă care eu am dat la cineva cu artroză generalizată, când avea foarte multe deformări la nivelul mâinilor, deformări la coate, deci cam la toate articulațiile avea umflături și deformări, perioada maximă a fost de 2 ani, dar doamna respectivă a început să meargă normal, i s-a desumflat articulațiile, nu mai troznesc, deci a ajuns cât de cât să fie mulțumită și să nu mai aibă probleme. Deci asta a fost perioada maximă, dar de obicei în 6-9 luni maxim rezultate sunt destul de bune la cei care au o gonartroză, coxartroză, deci la cei care nu au artroză generalizată, maxim 6-9 luni. Iar în stadiile incipiente, în 3 luni deja sunt rezultate. De obicei, rezultate apar după 2-3 săptămâni, în sensul că la început, o săptămână sau chiar două, după perioada asta de 2-3 săptămâni, când începe să-și facă foarte bine efectul, pot să apară niște dureri mai intense, junghiuri, furnicături, de se simte că își face efectul și se întâmplă ceva la nivelul articulației. De obicei, pacienții ne sună, noi le spunem să ia un calmant, să nu se sperie, să facă gimnastică, să nu stea la pat, pentru că durerile or să dispară și așa se întâmplă ca după câteva zile, 3 zile, o săptămână, maxim 2, în stadiile foarte grave, durerile dispar, iar după aceea începe să se calmeze și din ce în ce să fie mai bine.
De ce este important să ducem acest tratament până la terminarea lui și să nu renunțăm în momentul în care deja și-au făcut apariția și rezultatele? Dar știți când ne spuneți? După ce luăm o mică pauză de publicitate. Așa că, dragilor, o mică pauză de publicitate și revenim imediat. Rosal utilizează substanțe și echipamente performante pentru distrugerea dăunătorilor. Rosal găsește întotdeauna soluțiile potrivite pentru tine. Rosal, creat pentru protecția mediului. SC Saneplant SRL, Ionuț Chipeșiu, psiholog și fitoterapeut. Telefoane 0724213829, 0755375441. Adresă: Strada Lunca, numărul 58, localitatea Ocnele Mari, județul Vâlcea. SC Saneplant SRL, Ionuț Chipeșiu, psiholog și fitoterapeut. Telefoane 0724213829, 0755375441. Adresă: Strada Lunca, numărul 58, localitatea Ocnele Mari, județul Vâlcea. SC Saneplant SRL, Ionuț Chipeșiu, psiholog și fitoterapeut. Telefoane 0724213829, 0755375441. Adresă: Strada Lunca, numărul 58, localitatea Ocnele Mari, județul Vâlcea. SC Saneplant SRL, Ionuț Chipeșiu, psiholog și fitoterapeut. Telefoane 0724213829, 0755375441. Adresă: Strada Lunca, numărul 58, localitatea Ocnele Mari, județul Vâlcea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă ai ști că fără ficat nu se poate trăi, cum l-ai ajuta să-și păstreze funcțiile normale? În viziunea noastră, inocel este un pas fundamental în menținerea sănătății ficatului. Seleniul organic și vitamina C din inocel contribuie la protecția celulelor hepatice de stresul oxidativ, susținerea metabolismului energetic și reducerea oboselii. La baza creierii substanței brevetate inocel sunt studii științifice realizate timp de circa 20 de ani. Inocel. Bucură-te de sănătate, bucură-te de viață! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Din nou în direct, dragilor, alături de mine este domnul Ionuț Chipeșiu, psiholog și fitoterapeut. Vorbim despre bolile sistemului osos, dar în același timp vă propunem și două produse din plante, produse pe care invitatul meu le aduce tocmai din America. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736-502-479, număr prin intermediul căruia puteți intra în legătură directă cu noi, iar dacă nu aveți curaj, dragilor, ne puteți trimite mesaje la același număr de telefon. Domnule Chipeșiu, vă reamintesc întrebarea pe care v-am adresat-o înaintea pauzei de publicitate. De ce este important să ducem un tratament până la capăt și să nu renunțăm la acesta când deja rezultatele și-au făcut apariția? Este foarte important să luăm 3 luni, așa cum recomandă firma respectivă, pentru a avea rezultate foarte bune. Există persoane foarte tinere, la 30-40 de ani, care deja după o lună de zile se simt foarte bine, nu mai au dureri și care sună dacă mai trebuie să mai ia în continuare. Și noi recomandăm ca să se ia tot tratamentul până se termină și ultima capsulă, adică 3 luni, pentru că dacă se va lua această perioadă și rezultatele apar chiar mai repede, să zicem după o lună de zile, atunci vor fi și de durată. Deci din cauza aceasta. Iar la cei care au stadii avansate și apar deja rezultate după 3 luni, este bine să ia până dispare și ultimul semn de durere. Deci să nu facă întrerupere. Deci dacă este un stadiu foarte grav și cartilajul a fost foarte deteriorat, este foarte bine să se ia până dispare și ultimul semn de durere. Da, să vorbim puțin și despre administrare, domnule Ionuț Chipeșiu. Cum administrăm
aceste produse din plante? Noi de obicei la toți pacienții le trimitem prospect și rețetă în limba română și în acea rețetă le recomandăm cum să ia aceste tratamente. Dacă este cineva care vrea să ia ca și doză de întreținere și nu este într-un stadiu foarte grav, noi recomandăm să administreze 2 capsule de glucosamină și una de omega-3 ulei de pește. Dacă este într-un stadiu grav și deja are indicație de proteză și nu mai poate să meargă, genunchiul sau articulația respectivă este umflată și există acele trosnituri, scârțituri, dureri groaznice, pe rețetă or să aibă o doză de atac în care pot să ia 3 capsule de glucosamină și una de ulei de pește, deci de omega-3. Deci or să aibă pe rețetă doza de întreținere sau doza ca și tratament. Domnul Ionuț Chipeșiu ne-a spus că în compoziția acestor produse intră substanțe naturale și aș vrea să ne spuneți care ar fi diferența dintre substanțele sintetice și cele naturale. Diferența între substanțele sintetice este un efect foarte bun, pentru că eu am testat de-a lungul timpului și glucosamină care se face de obicei în anumite combinate din Cehia, Polonia, etc. în Europa și am testat și aceste produse naturale. Bineînțeles că la substanțele sintetice care conțin glucosamină, condroitină sintetică, rezultatele or să apară foarte greu, deci perioada va fi mult mai lungă de administrare, plus că au niște efecte secundare. Deci orice produs care este sintetic are și niște efecte secundare, poate să facă rău la ficat, la rinichi, etc. Deci de aici și rezultatele sunt destul de bune prin faptul că tot ce conțin produsele noastre sunt produse bio, extrase din surse naturale. De exemplu, cei care au hotărât ca să facă această glucosamină din scoici au testat și ei la rândul lor produse care conțineau glucosamină sintetică, glucosamină care provine de la bovine, porcine, etc., din mai multe surse și s-a hotărât că cel mai bun produs este cel făcut din scoici și care conține glucosamină din scoici, condroitină, tot din surse naturale, deci rezultatele nu au întârziat să apară la produsele care conțin substanțe naturale. Aceste produse pot fi luate în paralel cu tratamentele clasice? Aceste produse pot fi luate în paralel cu tratamentele clasice pentru că majoritatea celor în vârstă au și alte probleme, dacă au tensiune, dacă au tratament pentru ficat, rinic, să eu știu, anumite probleme. Bineînțeles că recomandarea este să-și ia tratamentul în continuare și în paralel pot să urmeze și acest tratament natural. Dacă ne dor încheieturile, dar nu avem un diagnostic precis, domnule Chipeșiu, putem lua tratamentul? Dacă există probleme și ne dor articulațiile și din anumite motive nu avem timp să mergem la medic, să facem un diagnostic, o radiografie, sau eu știu, un tomograf dacă e cazul, dacă nu sunt probleme foarte grave, se poate lua acest tratament fără nicio problemă pentru că o să aibă rezultate și durerea o să dispară. Da, pentru sportivi? Pentru sportivi, da, noi avem foarte mulți sportivi, atât pensionari cât și care lucrează la ora actuală și practică sportul de performanță, avem foarte mulți sportivi care iau tratamentul nostru și pot să ia acest tratament fără probleme. Da, să știți că am primit o mulțime de întrebări și de mesaje pentru dumneavoastră. Încep cu prima întrebare. Doamna Cristina ne spune că are spondilita anchilozantă în stadiu incipient. Poate lua acest tratament pe care ni-l propuneți dumneavoastră astăzi? Poate să ia, pentru că rezultate or să apară și în spondilita anchilozantă. După cum se știe, spondilita anchilozantă și poliartrita sunt considerate boli nevindecabile, dar pot să spun că de vreo
aproximativ 7 ani, cu toate că pe prospect nu scria că este pentru spondilită anchilozantă și poliartrită, noi am încercat aceste tratamente și am avut rezultate foarte bune, în sensul că anumite persoane care au făcut tratamentul alopat sau, eu știu, din diferite motive nu pot să ia tratamentul de spondilită anchilozantă, acela chimic dat de medicul alopat, au luat tratamentul nostru și rezultatele au fost foarte bune. Deci există rezultate. În dureri musculare este bun produsul? Da, există rezultate și în dureri musculare. Da, trecem la următoarea întrebare. Domnul George din București vă întreabă dacă în stenoză de cap femural este util acest tratament pe care domnul Ionuț Chipeșiu spune că l-aduce din America. Am dat și în stenoză de cap femural și rezultatele au fost foarte bune, deci se poate lua acest tratament și în stenoză de cap femural. Eu nu am un diagnostic clar, ne spune doamna Elena, dar mă dor toate articulațiile. Îmi recomandați aceste două produse, domnule Chipeșiu? Dacă vă dor toate articulațiile, puteți să luați acest tratament fără probleme, pentru că o să vă facă bine. Altcineva vă întreabă cât timp îi ajunge un flacon de capsule. Noi dăm de obicei 3 flacoane și aceste 3 flacoane care conțin produse diferite or să ajungă pentru 3 luni. Da, trecem la următoarea întrebare. Am gonartroză în ultimul stadiu. Există șanse de ameliorare? Există șanse de ameliorare, chiar dacă este în ultimul stadiu, dar trebuie să o luați o perioadă mai lungă. La început noi vă dăm pentru 3 luni ca să vedem cum vă simțiți și cum merge acest tratament și sperăm că totul va fi bine așa cum a fost la ceilalți pacienți și atunci mai continuăm în funcție de cum se va simți. Deci important este, domnule Chipeșiu, că sunt șanse. Se poate împinge, eu știu, cât mai departe această protezare. Dacă luăm aceste două produse pe care dumneavoastră le aduceți din America. Se poate împinge și chiar se poate scăpa de protezare, dar bineînțeles că se face acest tratament o perioadă mai lungă dacă este în ultimul stadiu, se ține cont chiar și de vârstă, pentru că o persoană la 40 de ani, bineînțeles că rezultatele apar foarte repede, rezultate foarte bune, iar la o persoană la 80-90 de ani, normal că atunci tratamentul se face mai mult timp, dar rezultate or să fie sigure. Dar dacă durerile sunt mari, luăm o doză de atac? Ne recomandat sau nu? Dacă, fiindcă cei din ultimul stadiu au și dureri pe măsură, domnule Chipeșiu. Nu este o regulă, dar durerea este prezentă în majoritatea cazurilor, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Deci așa este. De obicei, durerile sunt cu atât mai mari cu cât boala este mai avansată. Bineînțeles că se poate lua o doză de atac. Doza de atac, aceea de 3 capsule de glucosamină, care noi scrim pe rețetă. Da. Dacă am valvă la inimă? Dacă aveți valvă la inimă, din păcate noi nu vă putem ajuta, nu puteți lua acest tratament, pentru că cei care au valvă la inimă sau stent, de obicei iau anticoagulante și nu este voie. Am genunchiul umflat și o gonartroză incipientă. Mă poate ajuta acest remediu din plante? Vă poate ajuta să se desumfle genunchiul și dacă este gonartroza incipientă, este posibil ca în 3 luni să fiți un om normal. În hernie de disc, care sunt rezultatele? În hernie de disc, dacă este un stadiu incipient, rezultatele sunt rapide, chiar și în 3 luni pot fi rezultate bune. Dacă este un stadiu grav de operație, atunci se ia mai mult timp, dar vor fi rezultate în sensul că dispare durerea și practic acest tratament ajută să se refacă acele țesuturi, cartilaje, acel disc sau vertebră care este afectată. Da, un alt telespectator care ne privește în acest moment ne spune că săptămâna trecută a făcut infiltrații, acum genunchiul i s-a umflat și este și foarte dureros. În cazul dumnealui,
recomandați aceste două produse, fiindcă vorbim, domnule Chipeșu, da, despre două produse din plante, produse aduse din America, produse utile în coxartroză, gonartroză și osteoporoză. Bineînțeles că recomandăm, mai ales dacă s-a umflat genunchiul și ați făcut infiltrații, să luați acest tratament. Este recomandat, dar este bine să vă cam feriți de infiltrații, pentru că, bineînțeles că la anumite persoane va face bine infiltrațiile, dar sunt și anumite persoane care nu suportă acele substanțe chimice care se introduc în articulație și la care nu le face bine, cum este cazul de față. Credeți că pe lângă acest tratament, gândirea pozitivă și credința au rol în vindecarea bolii sau măcar în ameliorarea ei? Are cu siguranță, pentru că s-a constatat că cei care cred în Dumnezeu și au o încredere și sunt optimiști, bineînțeles că se vindecă mai repede, iar cei care sunt mai pesimiști mor mai repede din studiile care s-au făcut. Deci este bine. Deci ar trebui să fim cu toții optimiști. Să avem încredere. Dacă avem tratamentul util, suntem și optimiști, avem toate șansele, domnule Ionuț Chipeșu, să învingem boala. Da, așa este. Se spune că atunci când îți dorești ceva din tot sufletul, tot universul participă la realizarea acestei dorințe. Important este ca tu să gândești pozitiv și să crezi că ești capabil să faci acel lucru, atunci universul îți dă toate puterea lui și astfel poți scăpa de boală, dar îți poți realiza și alte vise. Așa este, pentru că dacă ne gândim, este și promisiunea din Biblie, că cine crede se va vindeca. Deci. Da. Așa este, domnule Chipeșu. Trecem la mesajele venite de la telespectatorii noștri. Vă mulțumesc din suflet pentru acest tratament care m-a ajutat să merg din nou. Domnul Ionel din Bacău. Și noi vă mulțumim că urmăriți emisiunea și că ne trimiteți mesaje și sperăm ca să avem rezultate în continuare la fel de bune. O altă doamnă vă întreabă de preț. Prețul este accesibil? Eu zic că e foarte accesibil, având în vedere că dacă cineva face o infiltrație adusă din Germania, ceva mai de top, va da de 2-3 ori mai mult pe acea infiltrație, iar tratamentul meu va ajunge 3 luni, nu mai este nevoie de infiltrație și rezultatele vor fi mult mai bune decât la o infiltrație. Deci ni-l permite. Eu zic nu trebuie să ne speriem, să credem că nu știu ce preț au aceste produse și să nu îndrăznim să sunăm sau să le comandăm. Eu zic că sunt destul de ieftine și că oricine își permite. O altă doamnă ne spune că a luat tratamentul, se simte foarte bine, dar termină capsulele și ar vrea să știe dacă ar putea să repete acest tratament și, bineînțeles, la cât timp. Dacă vă simțiți foarte bine, faceți pauză. Și de obicei acest tratament se poate repeta cam la un an de zile dacă nu apar probleme. Dacă apar probleme, se poate repeta și mai repede, nu este o regulă. Dar dacă vă simțiți foarte bine și ați făcut o radiografie și totul este în regulă, atunci puteți face pauză oricât. Se poate face pauză 3 luni, 6 luni, un an, chiar și 2 dacă se simte bine. Deci nu este o regulă. Am 38 de ani, am avut poliartrită, am mers la cabinetul domnului Ionuț Chipeșiu, mi-a dat acest tratament, iar după 6 luni de la începerea lui, pot să spun că sunt aproape de vindecare. Căzusem la pat, acum pot să merg, s-au desumflat articulațiile și îmi vine să plâng de fericire. Nu credeam că mă voi simți bine din nou. Mulțumesc, domnule Ionuț Chipeșiu, că v-am întâlnit. Mulțumesc pentru tratamentul minune pe care mi l-ați dat. Și noi vă mulțumim și ne bucurăm foarte mult pentru aceste rezultate și, bineînțeles, că sperăm să fie rezultate la fel de bune în continuare. Domnule Ionuț Chipeșiu, mai avem un singur minuțel din emisiune și în acest minuțel
Haideți să mai repetăm avantajele acestor produse aduse din America. De ce telespectatorii care ne privesc în acest moment ar achiziționa aceste produse pe care noi le-am prezentat astăzi și nu alte produse existente pe piață, produse destinate tot afecțiunilor osoase? Păi, în primul rând, cei care suferă de artroză generalizată, gonartroză la genunchi, coxartroză la șold, discopatie, hernie de disc, poliartrită, spondilită anchilozantă, reumatism cronic, orice formă de reumatism, pot să ia aceste produse dacă doresc, pot să ne sune, le trimitem prin poștă împreună cu prospect și rețetă în limba română, iar aceste produse sunt mai bune decât altele pentru că sunt produse studiate și realizate de cercetători americani, de oameni care studiază tot timpul anumite substanțe naturale, sunt produse naturale care nu au reacții adverse și nu fac rău. Singura problemă să nu aibă diabet, să aibă peste 20 de ani și să nu se ia anticoagulante tari de subțierea sângelui și de asemenea să nu aibă valvă la inimă sau stent. Da. Deci rezultatele or să apară. Dacă vor să ne sune, este bine să ne sune începând de mâine, pentru că o să plecăm spre Vâlcea și telefoanele sunt la mine. Programul este de la 8 dimineața la 10 seara, deci toată ziua, de luni până sâmbătă inclusiv, și să ne spună dacă au și alte probleme și cu mare plăcere le trimitem cu acest tratament. Cu siguranță îi veți ajuta, bineînțeles, să și puteți să o faceți. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Domnule Ionuț Chipeșiu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept cu mare drag peste două săptămâni, tot într-o zi de luni, tot de la 17:15. Și eu vă mulțumesc minute. Și o să vin cu mare plăcere în continuare. Și noi o să vă așteptăm cu mare drag. Dragilor, dumneavoastră, dacă doriți să revedeți această emisiune, o puteți face mâine de la 6:30 la 8. Eu sunt Lăcrămioara Pralea, vă doresc o seară și o săptămână minunată și nu uitați că sănătatea este cea mai prețioasă comoară, așa că aveți mare grijă de ea. Pe mâine la 16:30 de minute. La revedere! Acest program a conținut plasare de produse.